domnul Renato Usatăi. Bună ziua, stimați cetățeni! Astăzi este o zi foarte importantă pentru toți cei care, într-adevăr, iubesc Moldova. Astăzi noi începem o etapă nouă pentru țara noastră. Împreună cu partidul nostru, noi astăzi ne angajăm în această luptă pentru viitorul Moldovei, pentru fiecare din noi. De peste 30 de ani, aceiași figuri, aceiași oameni, prin aceleași metode, ne țin blocat într-un sistem care împiedică dezvoltarea Republicii Moldova. Un sistem putred care nu permite prosperitatea cetățenilor noștri. Hoții și corupții, cu părere de rău, ne-au furat, ne-au vândut și continuă să ne vândă astăzi țara. În același timp, oamenii de rând au fost și sunt condamnați la sărăcie, disperare și lipsa unui viitor clar. Moldova merită mai mult. Moldova merită dreptate, ordine și siguranță. Oamenii din țara noastră merită o viață mai bună. Cetățenii din țara noastră trebuie să fie și respectați și ascultați. De aceasta noi suntem astăzi aici să pornim la mare schimbare care este așteptată de fiecare cetățean la noi în țară. Noi astăzi suntem obligați să distrugem sistemul care în ultimele 33 de ani țin Moldova astăzi în genunchi. Moldova trebuie să fie o țară în care este lege. O țară în care hoții și trădătorii sunt trași la răspundere, în care fiecare cetățean să aibă o viață demnă. Iată, pentru asta este nevoie de un lider puternic la conducerea țării noastre. Astăzi, Republica Moldova are nevoie de un conducător care își asumă responsabilitatea pentru fiecare decizie. Eu sunt gata și ne asum răspunderea pentru Moldova și pentru o schimbare reală. Sunt gata să port răspundere în fața fiecărui cetățean și nu contează de ce naționalitate este, ce limbă vorbește, ce religie împărtășește sau ce partid susține. Eu voi fi un președinte care unește societatea. Moldova nu trebuie să se încline nici în dreapta, nici în stânga, deoarece riscă să se prăbușească. De aceasta vom promova doar vectorul dezvoltării naționale în interesul statului Republica Moldova și în interesul cetățenilor din Republica Moldova.